Bine, am regăsit la știrile orei 14, doamnelor și domnilor. Au fost discuții inutile la Palatul Victoria. Premierul Mihai Tudose a vorbit timp de 2 ore cu reprezentanții celor 43 de organizații care au organizat protestele față de legile justiției. Protestatarii au cerut șefului guvernului să-l demită pe Tudorel Toader, să sesizeze Comisia de la Viena și să amâne legile justiției. În schimb, Tudose nu a oferit niciun răspuns concret. Cu mai multe detalii vine colega mea Diana Bonet. Ascultăm, Diana, bun găsit! Bun găsit! În urmă cu puțin timp s-au încheiat, iată, discuțiile de la Palatul Victoriei între șeful guvernului și reprezentanții celor 43 de ONG-uri. A fost vorba despre 7 reprezentanți ai acestor ONG-uri care, iată, i-au cerut șefului guvernului să ia măsuri prompte cu privire la ceea ce se întâmplă în stradă. Îl am alături de mine pe Mihai Tudorică de la Rezistența, care ne poate spune ce s-a întâmplat, de fapt, la discuțiile cu Mihai Tudose. Bună ziua! Este un început de dialog între asociațiile care au semnat scrisoarea de cerere de audiență și premierul Tudose. A fost o întâlnire prin care noi am adus la cunoștință cerințele noastre, acestea fiind în număr de 3. Prima, și considerăm noi cea mai importantă, a fost aceea de împiedicare de intrare în efect a modificărilor la legile justiției printr-o ordonanță de urgență. A doua cerință a fost ca primul ministru să sesizeze Comisia de la Veneția referitor la aceste modificări menționate, iar a treia cerință pe care am avut-o a fost aceea de demitere a ministrului Justiției Tudorel Toader, pentru că noi considerăm că acesta și-a pierdut credibilitatea și nu este un partener de dialog cu noi în momentul de față. Trebuie să menționez faptul că a fost o întâlnire de informare, a fost o întâlnire în care noi am dialogat, nu am negociat, nu au fost negocieri. Noi nu putem să negociem în numele nimănui, pur și simplu i-am spus primului ministru care sunt cerințele noastre. A părut Mihai Tudose deschis la dialog? Da, primul ministru este deschis la dialog. Asta nu o considerăm neapărat, nu este o victorie, nu este deschis la dialog, ne așteaptă și în alte situații să discutăm. Dânsul face apel și la alte asociații de profil diferit să dialogueze cu dânsul, asociații din zona ecologiei, protecției mediului și așa mai departe. Este deschis la dialog. Noi am cerut sesizarea Comisiei de la Veneția și prorogarea prin ordonanță de urgență a aplicării legilor justiției. A treia solicitare pe care am avut-o a fost demiterea imediată a ministrului Justiției Tudorel Toader, care de mult nu mai este un partener credibil din punct de vedere moral și profesional, atât pentru societatea civilă, atât pentru instituțiile independente ale statului, cât și pentru partenerii externi. Din cele 3 solicitări, protestatarii au primit răspuns numai la una dintre ele. Din cele 3 solicitări am primit un singur răspuns și răspunsul este pe sesizarea Comisiei de la Veneția. Nu este un răspuns categoric la acest moment. A zis că în următoarele zile se va interesa asupra discuțiilor pe care le-a avut ministrul Justiției cu Comisia de la Veneția și va lua o decizie în consecință. Organizațiile au anunțat că protestele vor continua în aceste condiții. Această întâlnire nu este îmbucurătoare din punctul nostru de vedere și, evident, soluția este în continuare proteste și încă o dată proteste până aceste legi ale justiției și modificările la legislația penală vor fi stopate cu totul. La scurt timp după ce reprezentanții ONG-urilor i-au cerut demisia, ministrul de justiție Tudorel Toader a anunțat că și-a delegat atribuțiile către un secretar de stat. Deocamdată nu se știu însă motivele acestei decizii. Gabriela Mihai vine cu mai multe precizări. Bun găsit, Gabi! Bun găsit! În urmă cu puțin timp, ministrul Justiției Tudorel Toader a luat decizia de a-și delega atribuțiile către secretarul de stat din cadrul Ministerului Justiției, Mariana Moț. Iată că această decizie a fost luată la scurt timp, după ce ne reamintim că reprezentanții ONG-urilor care au stat de vorbă astăzi cu premierul Mihai Tudose au anunțat că una dintre solicitările sale ar fi demiterea lui Tudorel Toader.
Pot să vă spun că Tudorel Toader va lipsi în perioada 27, 28 și 29 decembrie, așadar ulterior va reveni aici la minister și important de menționat este că această decizie a fost luată în contextul în care Tudorel Toader spunea că până la finalul anului va face anunțul legat de o posibilă revocare a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveș, și spunea că va face acest lucru până la finalul anului. Mai sunt doar câteva zile, decizia ar fi fost luată și ea ar trebui acum doar să fie comunicată în mod public. Vom vedea dacă ministrul Justiției Tudorel Toader va face până la urmă un anunț. Să nu uităm însă că vorbim despre un context tensionat în aceste momente, întrucât reprezentanții ONG-urilor sunt nemulțumiți de modul în care au decurs modificările care s-au făcut la legile justiției și nu numai. Iată așadar că Tudorel Toader a preferat ca după mini-vacanța de Crăciun să își delege atribuțiile și ne-a asigurat de faptul că nu este în concediu. Mulțumesc pentru aceste precizări, Gabriela. Organizațiile civice au fost cele care s-au opus cel mai mult modificărilor de la legile justiției, dar nici acestea nu sunt unite. Și mai mult decât atât, iau decizii care ridică mari semne de întrebare. Cu toate că este o voce importantă împotriva PSD, reprezentanții societății civile au decis să interzică filozofului Gabriel Liceanu întâlnirea cu premierul. Deși condamnat penal cu suspendare și având un nou proces penal în curs, șeful Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea, și-a asumat funcția de președinte al Camerei Deputaților, în timp ce șeful ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, aflat în proces penal pentru mărturie falsă și pentru favorizarea făptuitorilor, a rămas din mandatul anterior președinte al Senatului. Filozoful Gabriel Liceanu s-a remarcat în ultimul timp drept un puternic contestatar al Partidului Social-Democrat și al Coaliției de Guvernare, deși notorietatea sa ar fi putut fi un atu pentru cele 43 de societăți civile care se vor întâlni cu premierul Tudose. Grupul de ONG-uri care au cerut o întâlnire cu Mihai Tudose i-au refuzat filozofului cererea de a participa la respectiva întrunire, susțin cei de la Bugetul.ro. România are în clipa de față, în fruntea Parlamentului, a celor două camere, doi oameni condamnați penal sau cu procese în curs de urmărire penale. Astfel, societățile civile au fost reprezentate la întrevederea cu Tudose de 7 delegați, toți din mediul academic sau din cel activist. Decizie controversată a președintelui Klaus Iohannis, șeful statului a promulgat una dintre cele mai controversate măsuri ale guvernului PSD. Este vorba despre legea privind plata defalcată a TVA-ului. Potrivit noilor reglementări, orice companie va fi obligată să facă plata facturilor primite pentru cumpărări în contul de TVA indicat de furnizor. Măsura a fost contestată vehement de mediul de afaceri. Consultanții din domeniu consideră Split TVA o birocrație inutilă. Înseamnă birocrație și nu vedem sensul acestei modificări legislative în ideea în care a fost fundamentată această lege. S-ar crește colectarea TVA-ului. Ordonanța prevede aplicarea unui mecanism ce presupune obligația ca orice persoană să-și deschidă cel puțin un cont pentru a încasa TVA din facturile emise și pentru a face plata TVA din facturile primite de la alți furnizori. Specialiștii susțin că măsurile prevăzute în noua lege pot fi încălcate foarte ușor din greșeală. O datorie de 1500 de lei este așa de ușor, dintr-o greșeală poți să o înregistrezi. Și la un contribuabil mare care datorează 10.000 de lei, 1.500 de lei este ceva nesemnificativ. Trece și nu se vede nici la niciun control de rutină, poate doar la un control aprofundat. Cel mai mult însă vor avea de suferit întreprinderile mici. Trebuie să aplice Split TVA, în mod normal îi se dau 60 de zile ca să-și vadă greșeala. Dacă nu și-o vede și nu aplică, e vai de el. Firmele mici suportă aceste costuri și nu beneficiază de consultanță pentru că este costisitoare și s-ar putea să cadă din greșeală în Split TVA și există riscul ca aceste firme să-și închidă porțile.
Aceeași mărie cu altă pălărie sau cum reînvie PSD Ordonanța 13 și Marțea Neagră. După episodul Ordonanței de Guvern care a scos românii în stradă, a venit rândul parlamentarilor să încerce să impună un prag pentru abuzul în serviciu. Peste 30 de parlamentari socialdemocrați în frunte cu deputatul mitralieră Cătălin Rădulescu au semnat un proiect de lege prin care abuzul în serviciu va fi considerat infracțiune doar dacă paguba depășește 200.000 de euro. Ordonanța 13, care a generat cele mai mari proteste de după Revoluție în țara noastră, prevedea ca pragul abuzului în serviciu să fie de 200.000 de lei. Printre semnatarii proiectului apărut recent pe site-ul Camerei Deputaților se numără și deputatul PSD Cătălin Rădulescu. Se pare că inițiativa ar fi una cu dedicație pentru președintele PSD Liviu Dragnea, care este judecat alături de fosta soție Bombonica Prodana într-un dosar în care prejudiciul este sub 200.000 de euro. Proiectul prevede că abuzul în serviciu va fi considerat infracțiune doar dacă paguba depășește 200.000 de euro. Cei 30 de deputați și senatori care au semnat proiectul de lege propun reducerea limitelor pedepselor pentru luarea de mită și trafic de influență și modifică regimul închisorii astfel încât pedepsele de până la 3 ani să fie executate la domiciliu. Tot la domiciliu își vor ispăși pedepsa și cei cu vârsta peste 60 de ani sau cu boli grave sau incurabile, susținând că scopul pedepsei este acela de reeducare coroborată cu recuperarea prejudiciilor. Parlamentarii PSD vor și modificarea prevederilor referitoare la denunț, care ar urma să fie valabil doar dacă este făcut la 6 luni de la data la care denunțătorul a aflat despre săvârșirea faptei. Socialdemocrații au mai încercat să impună un prag pentru abuzul în serviciu în celebra Ordonanță 13, unde limita era de 200.000 de lei. De asemenea, o propunere similară în ceea ce privește luarea de mită au avut un grup de 15 parlamentari PSD, printre care și fiica fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, Andreea Cozma. Misterul sinuciderilor din Iași, care au șocat România chiar în ziua de Crăciun, pare greu de descifrat. Fostul director al Bibliotecii Centrale Universitare din Iași și soția sa nu ar fi lăsat niciun bilet de adio. De asemenea, cei doi ar fi consumat băuturi alcoolice înainte de tragedie. Anchetatorii merg pe pista dublei sinucideri și au exclus deja crima urmată de sinucidere, așa cum se vehicula la începutul anchetei. De asemenea, procurorii nu exclud nici varianta dublei crime. Din primele verificări, însă, cei doi nu ar fi avut relații de dușmănie cu nimeni și mai mult erau destul de retrași. În încercarea de a elucida anumite aspecte alături de noi în platou se află în aceste momente criminologul specialist Dan Antonescu, unul dintre specialiștii care a ajutat la descifrarea circumstanțelor în care s-au comis cele mai feroce crime din România, dar și sinucideri puse sub semnul întrebării. Bună ziua, domnule Antonescu, și mulțumesc mult pentru prezență. Au mai apărut informații noi cu privire la această tragedie, pentru că, așa cum spuneam și la început, au fost o grămadă de variante pe care s-a mers. De la crimă urmată de sinucidere s-a ajuns la dublă sinucidere. Și din ce știu, acum câteva minute sau o oră, poate, prin procurorul de la parchetul de pe lângă tribunalul Iași a mai făcut o declarație referitoare la rezultatele alcooleniei celor doi. Se pare că ea, repet, este o știre care apare pe un site care citează o televiziune unde ar fi făcută prin procurorul această declarație. Ea ar fi avut 2,4 alcoolemia, iar el 1,7. Trebuie luate și aceste cifre în calcul pentru a avea imaginea completă a acestui tablou sinistru. Am discutat și credeți-mă că ceea ce fac de câțiva ani de zile este o muncă de prevenire, pentru că în calitate de polițist nu puteam decât să constat și să instrumentez dosarele respective împreună cu colegii mei. De când nu mai lucrez în domeniu, încerc să fac o muncă de prevenire împreună cu specialiști, psihologi, psihiatri, pentru că sociologi, pentru că este șocant. De atâția ani de zile văd că în societatea noastră și nu numai la noi, pe întreg mapamundul, în perioada sărbătorilor, numărul sinuciderilor crește. Crește alarmant. Este pe undeva firesc, există o explicație, cei care sunt singuri, cei care au frustrări acumulate de-a lungul anului, în acea perioadă se trezesc mai singuri decât sunt de regulă. Deci, nu mai au... normal, într-o astfel de perioadă, starea de spirit ar trebui să fie cu totul alta. Da, pentru cei care au cu cine să stea, cei care sunt, să spunem, singuratici, cei care sunt dezamăgiți de niște probleme, de regulă sentimentale, dar nu numai, și pot fi și de natură economică și profesională. Spre deosebire de restul perioadei anului, oamenii aceștia se trezesc
chiar singuri. În alte zile au colegii de serviciu, au prietenii, merg cine știe unde, dar se apropie perioada sărbătorilor, nu au cu cine să le petreacă și ajung să facă astfel de gesturi. Aici ar trebui să intervină, pe de o parte, consilierea psihologică, acolo unde ea poate să opereze, dar trebuie cumva o campanie proactivă din partea societății, din partea celor care pot face ceva. Pentru că a constata numărul acestor sinucideri sau al violențelor în cuplu, pentru că nu numai sinuciderile se înmulțesc, și violențele în cuplu în această perioadă au o curbă ascendentă chiar spre exagerare. Foarte, foarte multe fapte de mare violență se petrec, se comit, de fapt nu se petrec, se comit în această perioadă. Este greu să previi altfel decât prin a da niște soluții. Și mă gândesc acum așa, mi-a venit exact acum în gând, sunt oameni care au ieșit la pensie, au rămas singuri. Dom'le, oamenii ăștia, cumva, nu neapărat pe rețelele de socializare, cu toate că și ei folosesc acum aceste rețele de socializare, dar au o comunitate a lor. Își organizează de mărțișor, de revelion, de Crăciun. Ei, ca pensionari, singuri, își organizează câte o sindrofie, câte o masă, o întâlnire, unde stau la un pahar de vorbă, mănâncă un pișcot, se întâlnesc, comunică. Mai multe ore, nu sunt singuri în casă. Pentru că dacă nu ai un vecin, prieten, familie cu care să relaționezi, poți claca. Pentru că, repet, sunt aceste frustrări care se adună. În cazul celor doi, cum să spun eu, este foarte greu de definit ceea ce s-a întâmplat acolo. Iar aceste cifre, mai rău, nu aș vrea să le aduc vreo vină sau să o pată asupra imaginilor. Omul poate să bea de supărare, de bucurie sau cine știe ce mai s-a întâmplat. Mai cu seamă că era și sărbătoarea de așa natură, exact. Vorbim despre ajunul Crăciunului. Exact, poți să sărbătorești oricum de la prima ora dimineții și așa mai departe. Poți să bei un pahar, două, ceva s-a întâmplat. Din spusele aceluia și prin procuror, doamna Carmina Pascal, dacă nu mă înșel, se numește doamna procuror, ne-a afirmat, asta am văzut-o eu pe una dintre televiziuni, că prima care s-a sinucis a fost femeia. Doamna Maleona. La câteva ore după aceea, survine și sinuciderea soțului. Nu există dubiu în privința acestui mecanism de producere a decesului. Este posibil, nu neapărat că aș vrea să bagatelizez, să discutăm despre Shakespeare și povestea celor doi îndrăgostiți, dar e posibil să discutăm despre un sindrom similar Romeo și Julieta. Repet, nu vreau să bagatelizez, să cădem în derizoriu. Poate că a existat și mai mult ca sigur a existat o dragoste între cei doi. Când el a venit acasă și a găsit-o moartă, a încercat din expozeul făcut de doamna procuror a reieșit că a încercat câteva metode de resuscitare, a realizat că nu are nicio șansă, a mai stat ceva timp, după care și-a luat și el viața, nu a conceput că el poate trăi fără ea. În schimb, pe acele rețele de socializare despre care vorbeam puțin mai devreme, ea a postat la un moment dat și un mesaj. Cine... Vă referiți la cel cu o zi exact, înainte. Da. Că nu vrea să plece din lumea asta fiindu-i rușine. Sau, mă rog, eu vreau era... ca la finalul vieții să nu fie rușine de mine. Exact. Era un citat din Oana Pela, un citat răvârșitor din perspectiva recentă, dacă să analizăm lucrurile. Aici trebuie avută foarte mare atenție și am spus-o și în emisiunile pe care le realizez acum la Televiziunea Națională. Am avut situații la fel de tragice, dar prin prisma eroilor, cu ghilimele de rigoare, a acestor tragedii, tragismul era mult mai mare, pentru că vorbeam chiar de copii care s-au sinucis. Cei care sunt în apropierea, sau, mă rog, cei care formează familia, cercul de prieteni, trebuie nu neapărat să se suspecteze, dar să observe dacă apar schimbări în comportament. Așa cum un om care este cumva predispus la a face gesturi infracționale, și aici mă refer la mită și așa mai departe, așa trebuie supravegheat mai ales de familie. Ceilalți trebuie supravegheați de cei de la serviciu sau de cei care au această menire să combată corupția.
dincoace, familia, prietenii, colegii de serviciu trebuie să fie foarte atenți, nu neapărat să-i suspecteze, repet, să nu ajungem să avem sindromul Volga Neagră, să ne suspectăm unii pe alții, Doamne ferește, dar când observi niște schimbări, încearcă să vorbești direct cu el. Dacă refuză un dialog, abordează-l pe cel care este cel mai aproape de persoana respectivă. Respectiv, soț, logodnic, prieten, părinte, ce-o fi el. Dom'le, ceva s-a întâmplat cu omul ăsta. Hai să vedem. O supraveghere diplomatică, de la distanță, nu o intruziune în intimitatea lui, să încerci să-i cauți în telefon, în computer, nu. Vezi cam ce postează pe aceste rețele de socializare. Comportamentul, când este mai supărat, când este mai trist, când are exploziile de nervi, de la ce... Dacă ar fi să analizăm concret acest caz, uitându-ne la postările doamnei Maleon, observăm că erau, nu știu, fotografii cât se poate de entuziasme. Își exprima bucuria în scris, da? Înainte de acel citat despre care am vorbit și noi puțin mai devreme, spunea la ultima postare, super distracție, super râsete cu super prieteni. Am comandat zăpadă, avem. E un mesaj de pe data de 1 decembrie. Practic nimic da, din 1 decembrie până pe 25 decembrie ceva s-a întâmplat. Sunt niște zile. E un interval foarte mare unde poate interveni orice. O dezamăgire din punct de vedere profesional. Eu știu, poate, constatarea existenței unei boli. Nu știu, motivația, cel puțin în privința ei, trebuie găsită pentru că ea a făcut primul pas. Probleme profesionale, pentru că lucra într-un domeniu unde totul este pe muche de cuțit. Aceste proiecte cu finanțări de la forurile europene și așa mai departe te obligă la foarte multe eforturi și te trezești că altcineva îți fură un proiect la care tu ai muncit sau îți ia caimacul. Cum se spune, tu ai muncit pentru un proiect frumos și altcineva cu o glumă proastă de proiect primește finanțarea respectivă pentru că a avut o susținere. De aici pot apărea decepții în planul profesional. După aceea pot fi decepții în plan personal, sănătate, familiar, cine știe ce. Vorbim de doi oameni care erau realizați, aveau o poziție socială deosebită. Oameni de succes, exact, oameni cu o carieră exact, demnă de admirat. Credeți-mă că acum nici o lună de zile, cred că nu a trecut, de când am fost împreună cu cei de la DGA, am susținut niște cursuri chiar în clădirea acelei biblioteci unde soțul doamnei era director. E o plăcere să intri în acea clădire, e o plăcere să lucrezi acolo și mai ales să fii șeful acelei instituții. Este o mândrie, mai ales că este o unitate reprezentativă pentru Iași, iar Iașiul, din punct de vedere cultural, este o perlă a țării noastre. Și totuși sunt amănunte, detalii care se bat cap în cap oarecum, pentru că am văzut-o pe Elena Maleon extrem de extrovertită pe rețele de socializare. De partea cealaltă sunt și oameni care spun că Bogdan Maleon, soțul său, nici măcar nu avea un cont de Facebook sau un orice alt cont pe orice altă rețea. Eu de 10 minute, un sfert de oră vorbesc într-una. Eu nu am cont de Facebook. Asta sunt oameni, că sunt persoane care, într-adevăr, aleg să nu și vreau. Publice... Eu consider aceste rețele de socializare un fel de exhibiționism. Să-mi postez tot ce fac, unde fac, cu cine vorbesc, nu mi se pare puțin cam deplasat. E punctul meu de vedere. Dar dintr-un punct de vedere psihologic, să-i spunem, domnule Antonescu, am putea crede că era, nu știu, o femeie care trăia singurătatea în doi. Posibil această sărbătoare să fie aplanat, să fie accentuată, nu știu, tensiunea dintre ei sau un conflict latent existent de ceva vreme? E greu de știut ce se întâmplă dincolo de fereastră, dincolo de ușă, dincolo de pereții unei case. Sunt cupluri care pozează în cuplu ideal și în realitate se bat, își scot ochii în intimitate. Sunt cupluri care parcă nu se înțeleg și atunci când sunt numai ei doi, sunt lapte și miere. Este foarte greu de ales în ce postură erau acești doi oameni. Pentru că doar cei foarte apropiați lor, dar nici aceia nu știu 100%. Fiecare știu câte un procent din ceea ce spuneam, din realitatea acestui cuplu. Ancheta, din punct de vedere polițienesc, criminalistic, se va soluționa foarte repede. Din punct de vedere criminologic, va dura foarte mult, pentru că această știință, criminologia, răspunde în principal la întrebarea de ce.
De ce s-a întâmplat acest lucru? Criminalistica, ancheta va stabili dacă e vorba de infracțiune, dacă nu e vorba de infracțiune. Deja e vorba lucrurile de... s-au cam lămurit. Exact. Aici se cam încheie ancheta. Din punct de vedere criminologic trebuie să aflăm de ce s-a întâmplat acest lucru, ce se putea face, dacă se putea face ceva, să spunem, și dacă putem face în viitor ceva pentru ca alte cupluri sau alte persoane singure să nu ajungă în postura aceasta tragică. Mai cu seamă că, repet, vorbim despre doi intelectuali destul de retrași, și drept, așa cum au precizat și apropiații, probleme... dar cu o carieră greu de realizat. Nu erau probleme de ordin financiar, nu aveau datorii mari, un cuplu firesc, bine așezat într-o casă frumoasă, un cuplu realizat din punct de vedere profesional, nu aveau probleme la prima vedere. Acele probleme totuși există. Așa ca într-un arbore frumos, ca într-o scândură care pare integră, găsești carii, găsești tot felul de noduri, găsești scorburi, găsești ceva ce nu poți să afli decât atunci când ajungi să studiezi o astfel mai de tragedie. Mai cu seama că vorbim de oameni destul de închiși din punct de vedere social, care își trăiesc absolut toate problemele, toate bucuriile în carapacea lor acolo, și probabil și de aici o grămadă de semne de întrebare. Problema este că astfel de tragedii nu au loc numai în lumea intelectualilor, dacă vreți. Vorbim în continuare despre un eveniment asemănător din lumea sportivă de această dată. Un fost campion național la box a fost descoperit fără suflare în propria mașină. Viorel Soroceanu, în vârstă de 63 de ani, a lăsat în urmă și un bilet de avio. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Trupul neînsuflețit al lui Viorel Soroceanu a fost găsit într-o mașină în parcarea unui centru comercial din Iași. Din primele informații, fostul campion național la box ar fi ales să-și încheie socotelile cu viața. A lăsat în urmă un mesaj de adio în care îi cerea iertare mamei sale. Viorel Soroceanu avea 63 de ani și suferea de multă vreme de o boală cruntă la ficat. După ce a aflat diagnosticul, bărbatul de 63 de ani, care lucra ca antrenor de box, a încercat în repetate rânduri să se sinucidă. Viorel Soroceanu și-a dedicat toată viața boxului. Sportivul ieșean a susținut 120 de meciuri, din care a pierdut doar 10. A fost campionul României în 1972 și 1973 la juniori, vicecampion și medaliat cu bronz în 1970 și 1971. În cei 20 de ani de experiență ca antrenor emerit, Soroceanu a pregătit 15 campioni naționali și 30 de medaliați la campionatele mondiale și naționale, atât la juniori cât și la seniori. Și din nou se prefigurează această întrebare, domnule Antonescu, de ce? Doar că aici, comparând cele două cazuri, lucrurile sunt mult mai simple. Și spun asta pentru că... Simple din punctul nostru de vedere. Omul acesta a trăit o dramă. Măcar știm motivul. Exact. Măcar știm motivul. Cei care constată, află că suferă de o boală incurabilă, sunt foarte greu de oprit în a face un astfel de gest. Zilele trecute, un pacient dintr-o secție ATI, dintr-un spital din țară, și-a smuls perfuzii și toate cele... S-a aruncat de la etaj. Oameni care realizează că lupta pentru viață este cumva pierdută, este greșit. Nu neapărat că vorbesc din punct de vedere religios. Biserica face, din punctul meu de vedere, o greșeală majoră, condamnându-i încă o dată pe acești oameni care până la urmă au drepturile lor. Numai că în astfel de situații avem o explicație, nu o justificare. Avem o explicație. Sunt, repet, copii care recurg la gesturi din acestea fără a suferi de o boală incurabilă. Au așa acea nebunie cu balena albastră, cu exact, odată, joc. Da. Odată, doi. Sunt niște, decepții în dragoste. Uh-huh. Și o mediatizare, și asta am constatat-o și noi, și sociologii, și criminologii, am constatat-o, că în perioadele când se mediatizează astfel de gesturi și modalitatea în care a survenit gestul respectiv, fie că vorbim despre o cădere de la înălțime, o otrăvire, sau nu vreau să mai dau idei, foarte aproape regăsim o majorare a numărului de cazuri similare.
Este oamenii... interpretat ca fiind un model de exact, urmat în exact. De situație. Nu neapărat că vor să fie în trend. Găsesc o soluție pentru problemele lor. O soluție extrem de proastă. Extrem de păguboasă. Și atunci, iarăși revin la cei apropiați. Prieteni, familie, colegi de școală sau de serviciu. Cei pe care îi știu cu probleme și mai ales în perioadele când se mediatizează sau în perioada sărbătorilor, urmăriți-i puțin, mai îndeaproape. Nu neapărat să-i enervați cu prezența și cu sfaturile. Observați-i și încercați să le dați un sfat. Pentru... Bine, se spune că cel mai ușor e să dai sfaturi. Încercați să-i îndrumați cumva, fie către o consiliere, fie măcar către o discuție. Pentru că a discuta problemele pe care le ai înseamnă deja primul pas către a le rezolva. Dincolo de această prevenție pe care ați făcut foarte bine să o scoateți în evidență, domnule Antonescu, mai avem și situații când oamenii reușesc să disimuleze extrem de ușor, mai cu seamă dacă sunt apropiați. Da? Îi cunoaștem foarte bine, știm exact cum stau lucrurile. Regăsim acest comportament, mai ales la cei care se droghează. Au acea dublă prezență, nu vreau să folosesc termenii psihiatrici, a dublă prezență în familie, lângă prieten, lângă iubită, lângă soție, se comportă normal sau la cei cu bolnavi de joc. Jocurile de noroc. Apropo, un nou diagnostic a fost introdus în nomenclatorul bolilor psihice, acela al jocurilor de noroc. Cei care sunt dependenți de jocuri de noroc deja sunt considerați bolnavi psihic. Iată că și aceștia, când sunt undeva în apropierea celor cunoscuți, au un comportament, când sunt numai ei, încep să facă ceea ce nu-și permit în prezența celorlalți. Se droghează, joacă sau cine știe ce alte nenorociri fac, inhalează, își injectează și medicamente și așa mai departe. Sunt multe astfel de situații când cei care stau cu ei în casă nu știu lângă cine stau. Deci trebuie să fim foarte atenți. Absolut. La orice fel de detalii. Dar, care ar putea trăda aceste trăiri interioare, exact. Oricât de bine și-ar juca cineva rolul. Exact, iar aceste observații trebuie făcute cu foarte mare diplomație, pentru că orice ingerință în intimitatea omului îl va face să se închidă mai rău în carapacea lui. Sperăm să nu vorbim prea curând, să nu mai vorbim prea curând de astfel de tragedii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Antonescu, pentru prezență. Cu plăcere, dar sincer vă spun, subiectul nu este pentru perioada sărbători, în schimb și moartea face parte din viață. Mulțumesc încă o dată, domnule Antonescu. Luăm și noi o scurtă pauză de publicitate, însă imediat ne întoarcem și cu alte subiecte interesante. Rămâneți cu noi. Ce ne rezervă anul 2018? Ce zodii vor fi avantajate? La ce evenimente trebuie să fim atenți? Va fi un an mai bun sau unul mai puțin norocos? Vezi Previziuni Astrologice 2018 la 360 de grade cu Alina Bădic. Ediție specială pe 31 decembrie, ora 16, pe B1 TV. Din nou în direct vorbim în continuare despre spitalele Gomoiu, Filantropia și Cantacuzino, care vor fi reabilitate cu fonduri europene. Primarul general Gabriela Firea a semnat cu ministrul delegat pentru fonduri europene Marius Nica trei contracte de finanțare. Este vorba despre 9 milioane de euro. Cele 9 milioane de euro din fonduri europene vor fi folosite atât pentru reabilitarea celor trei spitale, cât și pentru specializarea peste 3100 de medici și asistenți. În ceea ce privește Spitalul de copii Victor Gomoiu, se va derula un program dedicat îmbunătățirii calității vieții copiilor cu boli rare, în valoare de aproape 3 milioane de euro. Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfecționării pentru gestionarea marilor urgențe de sarcină și naștere, valoarea fondurilor fiind de peste 1,3 milioane de euro, iar în ceea ce privește Spitalul Cantacuzino, care a depus trei cereri de finanțare, două dintre acestea fiind contractate. Primul, program de pregătire pentru screeningul și depistarea precoce a cancerului de col uterin, în valoare de 1,4 milioane de euro, și un program dedicat pregătirii specialiștilor din domeniul diabetului, în valoare de asemenea de 1,2 milioane de euro. Nu sunt singurii bani din fonduri europene care merg către spitale. Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, a anunțat că începând cu luna ianuarie, managerii spitalelor din țară pot depune proiecte pentru a obține finanțarea de care au nevoie pentru îmbunătățirea condițiilor din spitalele românești. Din luna ianuarie sunt disponibile fonduri europene pentru reabilitarea și modernizarea ambulatorilor,
cu o sumă cuprinsă între 100.000 și 2.300.000 de euro. Este o finanțare de asemenea la nivel național, unde principalii beneficiari sunt primăriile și spitale din subordinea acestora. Nadia Comăneci se menține într-o formă fizică perfectă chiar și de sărbători. Zeița de la Montreal a publicat pe internet un filmuleț în care apare în timp ce se antrenează cu nimeni altul decât Terminatorul, Arnold Schwarzenegger. Nadia Comăneci are un antrenor celebru. Zeița de la Montreal se pregătește alături de fostul guvernator al Californiei, Arnold Schwarzenegger. Fosta campioană olimpică a postat pe o rețea de socializare o filmare de la sala de sport. Imaginile au făcut în conjurul lumii și au strâns sute de mii de distribuiri pe site-urile de socializare. De altfel, nu este pentru prima dată când cei doi se pregătesc împreună. În urmă cu mai bine de un an, Nadia i-a fost antrenoarea lui Arnold. Cristi Borcea a ieșit în mare secret din închisoare. Fostul șef de la Dinamo beneficia de o permisie de câteva zile din partea șefilor penitenciarului Jilava pentru aniversarea iubitei sale. Decembrie a venit cu un cadou neașteptat pentru fostul acționar de la Dinamo. Șefii penitenciarului Jilava i-au acordat o permisie lui Cristi Borcea, aflat la închisoare de mai bine de 3 ani după condamnarea definitivă în dosarul transferurilor. Borcea a fost lăsat acasă pentru 5 zile. Surse din preajma omului de afaceri susțin că totul s-a petrecut la începutul lunii decembrie, chiar înainte de aniversarea iubitei sale. A beneficiat de clemență din partea directorilor de la penitenciarul Jilava, care i-au acordat șansa de a fi alături de partenera sa de viață și de băiețelul lui pentru o perioadă scurtă de timp. Fostul acționar al dinamoviștilor a respectat protocolul, astfel că șederea lui la vila din Pipera a fost un mare secret. Drept dovadă că nimeni nu a știut că a ieșit din pușcărie. Omul a fost extrem de discret și pe întreaga perioadă nu a părăsit domiciliul. Au dezvăluit persoane apropiate afaceristului pentru jurnaliștii de la Wow Biz. După câteva zile în care a fost împreună cu familia, Cristi Borcea s-a întors la penitenciar tot în mare secret, urmând să-și ispășească în continuare din pedeapsa de 6 ani și 4 luni pe care o are de efectuat din cauza banilor încasați fraudulos din vânzările de fotbaliști. Brigitte Sfăt recidivează după ce s-a distrat singură în club de ajuns. Starleta a fost din nou surprinsă fără Ilie Năsase. Brigitte a fost filmată în timp ce lua la rând magazinele de lux din capitală alături de un bărbat misterios. Brigitte Sfăt petrece din ce în ce mai puțin timp alături de Ilie Năstase, deși susține că a renunțat la ideea divorțului de fostul tenismen. Bruneta este văzută mai mereu fără acesta, semn că lucrurile în continuare nu merg foarte bine între cei doi. După ce în ajuns a distrat pe cinste în club, Brigitte a decis să lase din nou pe Ilie acasă. Bruneta a plecat la shopping însoțită de un tânăr misterios, în căutarea cadourilor perfecte. Cei doi s-au plimbat prin foarte multe magazine dintr-un mall din capitală. Brigitte Sfăt a condus ședința de shopping, iar tânărul care a însoțit-o s-a ținut Sky după ea. În luna iulie, fostul fotomodel anunța că divorțează de Ilie Năstase. L-a iertat însă o lună mai târziu, după ce fostul tenismen a dus-o într-o vacanță în Dubai. De atunci se pare că relația este mult mai liberă. Este un record în Statele Unite ale Americii. Un orășel din Pennsylvania a fost îngropat sub un strat gros de peste 1,5 metri de zăpadă. A nins consistent în ultimele zile în tot nord-estul și vestul Statelor Unite. În timp ce în alte zone ale globului iarna întârzie să-și facă simțită apariția, în zonele de nord-est și vest ale Statelor Unite, sezonul rece a dus cu sine mai multă zăpadă ca niciodată. Orășelul Erie din Pennsylvania, situat chiar în apropiere de lacul Erie, este cel mai afectat de clădirile masive de zăpadă. Stratul de omă depășește lejer 130 de centimetri, iar specialiștii susțin că nisorile vor continua în următoarele zile. Won't stop. It's a little ridiculous.
but I keep pecking away at it. Locuitorii au postat pe rețelele de socializare imagini cu grădini și mașini îngropate total în Omăt, în timp ce autoritățile locale au declarat stare de urgență. Afectați de zăpadă nu sunt doar oameni, ci și animalele de companie, fie ele și obișnuite cu nămeții. See him now. Look how deep this is. Meteorologii le-au cerut americanilor să evite călătoriile din cauza condițiilor de vizibilitate reduse și a drumurilor acoperite de zăpadă. Specialiștii avertizează și că aceste condiții meteo vor continua în următoarele zile, deși a fost deja depășit un record de ninsori datând în 1958. Viața sosiei unui dictator nemilos nu este deloc una ușoară. Dublura lui Kim Jong-un a vorbit despre modul în care este perceput de către oameni în momentul în care se plimbă pe străzile celor mai mari orașe din lume. Kim, and I'm the Kim Jong-un impersonator. Aflat într-o vizită în Coreea de Sud, Dragon Kim a fost intervievat de jurnaliștii BBC despre modul în care este văzut în țările diferite pe care le-a vizitat, îndeosebi în Statele Unite, unde este pentru mulți inamicul public numărul 1. Sosia lui Kim a precizat că majoritatea oamenilor sunt fericiți să-l întâlnească și adesea ajung să glumească împreună. Cu toate acestea, Dragon Kim recunoaște că are parte și de experiențe mai puțin plăcute. When I was in overseas, like a place like a States, some people really think that I'm Kim Jong-un. The worst thing is that they say that maybe they do some bad words, you should not be here, you should be out of my country, and sometimes they show some aggressiveness, like they try to punch me, and like that was really worst. Dragon Kim, care locuiește în Statele Unite, a precizat că a început să facă astfel de plimbări prin orașe, fiindcă atunci când era în armată, oamenii chiar credeau că seamănă cu Kim Jong-un. El și-a cumpărat un costum similar cu al liderului nord-corean și și-a aranjat părul pentru cei cărora le face plăcere să-l vadă. Numărul acestora și a celor cărora nu le e deloc teamă de Kim nu este deloc mic chiar și în Coreea de Sud. Some guy says he is dangerous, but we are not afraid. We are not afraid of Jong-un Kim. Atât pentru moment la știri, doamnelor și domnilor. Vă aștept peste doar câteva minute cu noi informații.